10 iunie 2010. Sunt pe drumul județean 241 și am intrat în comuna Colonești. O localitate situată aproape de trecut de jumătatea distanței. Drumul, așa cum se vede, drumul județean 241, este în aceeași manieră, cu mici excepții unde drumul este mai bun, covorul asfaltic este mai bun aici. În restul, uite așa cum se vede, asfaltul este vechi, cu găuri, cu crăpături, neinscripționat. Am intrat, sunt pe raza comunei Colonești. De aici ar trebui să resetez, după ce ești din comună, ar trebui să resetez GPS-ul. Colonești, urmează izvorul Berheciului și mă apropii deci de sfârșitul tronsonului 9, a lotului 9. Mă rog, numărul nu are importanță, că e 5, că e 9. Drumul, așa cum precizam, de-a lungul lui, pe tot parcursul lui, încă la plecare de la podul Turcului, nu prezintă pe nicio porțiune semne că ar fi fost reparat, întreținut de curând, că ar fi fost modernizat sau altceva. Este asfaltat în totalitate, dar asfaltul este, așa cum se vede și aici, este vechi, este crăpat în legăuri, pe unele locuri peticit. În alte locuri, uitați-vă cum este, de exemplu, aici este de o manieră mai bună, dar tot vechi rămâne. Fără alte marcaje, fără alte... camera de pe telefon ca să-mi rămână GPS-ul.